Aflat sub atenționare meteorologică, cod portocaliu de vânt puternic, județul Hunedoara a fost afectat. Pe parcursul zilei de ieri, mai mulți arbori au căzut peste cablurile de curent și autoturisme, iar mai multe acoperișuri au fost mulse de vântul puternic. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru a elimina efectele produse de rafalele puternice de vânt în Deva, Vulcan, Lupeni și Câmpului Neag. Se acționează pentru îndepărtarea acoperișului proiectat, concomitent cu înlăturarea elementelor și a tablei care sta să cadă. În urma manifestării vântului puternic de ieri, pompierii hunedoreni au fost solicitați să intervină în mai multe localități din județ pentru a înlătura efectele negative cauzate de manifestările meteorologice. Mai mulți arbori au fost puși la pământ, rupând în calea lor cabluri de curent electric. Totodată, mai multe autoturisme au fost avariate din cauza copacilor căzuți. Vântul a smuls și câteva acoperișuri ale unor blocuri din Lupeni și Vulcan. În intervalul orar 14-18, 32 de pompieri cu 9 autospeciale din cadrul detașamentului Petroșani au acționat pentru înlăturarea efectelor negative cauzate de fenomenele meteorologice periculoase. Astfel, în localitățile Lupeni și Vulcan au fost dislocate de vânt 7 acoperișuri, o parte dintre acestea căzând peste autoturisme. Din fericire, în urma acestor evenimente nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Intervențiile salvatorilor au fost dificile din cauza manifestării vântului puternic.